rugăciune. Stai să ajungem, că spune și rugăciune. Ăștia sunt speciale. Aplicația e, să zicem că e o porcărie pe telefon, dar astea sunt speciale de pe site-uri de dintre astea cu vânătoare de fantome și așa mai departe. Întâi punem să vedem dacă mișcă ăsta, că ăsta e cel mai mare indicator cum că e sau nu acțiune. Și după aceea putem să vedem dacă primește... Hai că e destul de bun și ăsta. Singur am venit, singur o să plec, singur am venit, singur o să plec, singur am venit, singur o să plec. Am scăzut. Nu-i problemă. Poate reușim acum la final să surprindem ceva. Pe mine nu mă interesează câți oameni sunt pe live, pe mine mă interesează să surprind ceva wow pe live. Stați să-mi dau ăștia în jos că mă mănâncă căpușele. Aici? Ok, întâi ți-l punem pe ăsta. Dar unde îl punem? Îl punem așa să se vadă. Că ăsta e... În momentul în care... Fii atent, am mai fost cu un băiat în cimitir. Și în momentul în care se uita la chestia asta, uite cum vă uitați voi, la Bacău. El era foarte frică. Băi, ăla se aprindea până la roșu. Vedeți, acum nu mișcă. Ei, ăla se aprinde singur și la voi în cimitir s-a mișcat, a mișcat. Când de-aia zic eu marș, 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 haubau și toate alea. În momentul în care are activitate în jur, funcționează pe... Ia uite-l! Hopa! Bro! Fii atent că tata e cam nervos. Cred că te-a la pană. Mamă, tăși că l-a dus ceva, ceva. A fost prima la galben, la roșu e maxim, când chiar... E aplicația... Bună ziua, bine, e seara. Și aici bună ziua. Zilelor, ce să zic, stați că le dau drumul și la ăstea. Băi, poți să întreb ce vrei și ăsta o să... Trebuie să-l dăm pe AM, nu pe FM. Ar trebui să răspunde. Printre toată buzoiala, tu înțelegi ce spune. Pune întrebarea și o să-i dau să caute prezența, dar nu fac nimic. Vreau să întreb de ce mi-a părut în zis că mi-a zis că e frig. Trebuie să zică ce. Încă ceva, stai puțin, nu poți ca de ce ți-a apărut, că nu o să formezi o frază, îți răspunde cu scurt, poți să întrebi dacă tu, dacă el ți-a apărut în vis, pentru că de multe ori, dacă e să o luăm pe ce m-a învățat de și pe mine alții. E frig. Nu, da. Din ce m-a învățat și pe mine alții, de multe ori când îți visezi pe cineva apropiat, mai ales cum a avut el probleme cu mama, și dacă... se poate să nu fie mama și de, uite, vezi cum a licărit ăla când a zis că se poate să nu fie bunicul. Chiar dacă ți-a apărut în ia uite din nou. Chiar dacă ți-a apărut, mă nu-i fac nimic, nu te mai uita la mine mână, că nu-i fac, n-am telecomandă, n-am nu, nimic. Nu mă uitam pe live sau... Așa. Fii atent. Ce zici ăsta, mă? Nu a zis cineva ceva de vrăjeală, parcă... Băi, cum le văd numai pe ăștia de hate, să mor eu, mă jur. Oprește că face urât. Parcă am văzut ceva cu vrăjeală. Multe persoane mi-au zis că diferite spirite, mă rog, entități, demon, ca să zic așa, sau fantome, ia formă. Da, se folosesc de cei dragi nouă pentru a ne descoperi, pentru că tu probabil ai fost apropiat de bunicul sau el de tine, sau știi, ai părerea aia de rău și ca să fii descoperit în momentul ăla spiritual, emoțional și așa mai departe, te vizitează așa. Poți să întreb dacă... Stai mă că îl dau mai încet dacă m-ai iertat. Ia uite bă! Băi, nu știu ce să înțeleg dacă ar fi și dacă este chiar bunicul tău pentru că a licărit, dar văd că atunci când ai zis dacă m-a iertat, a mișcat ăla. Ăsta se interpretează un fel de da și nu. În momentul în care pui o întrebare și el a licăre, ar trebui să fie un da. În momentul în care nu se întâmplă nimic, vezi când e acțiune și vezi că a mișcat și întrebi, uite, când mișcă, atunci după ce ai terminat întrebarea, trebuie să fie un da. Da. Dacă nu mișcă, ori nu este nimic în jur, ori e nu știu cum nici o să o interpretez prea bine. Aprinde lanterna. O aprindem pe asta așa. Aplicația. Aprindem aplicația. Băi, vreau să vedem dacă zice bunic, dacă zice asta și o să mai pun, o să-l pun să-l întrebe doar dacă el. Poți să întreb dacă tu m-ai vizitat, că suntem deja la mormântul lui. Tu mi-ai apărut în vis. Și o să fim atenți până se aude ceva în spirit box-ul ăla, dacă e da sau nu. Că asta e mai chiar
special pentru așa ceva, repet. Și a fost ceva bani, 100 și ceva de dolari unul de ăsta. Pentru ea care zic că e radio. Repet, nu l-am cumpărat, l-au cumpărat oamenii și radio ăsta e pentru așa ceva. Poți să-l ții tu în mână, fii atent, trebuie să apeși pe ăsta ca să-i dai, dar tu chiar te rog să te gândești și că te adresezi lui. Și întreabă, tu m-ai vizitat în vis? Și după aia întreb dacă m-ai supărat. Terminez cu întrebarea. Tu m-ai vizitat în vis? A fost un nu. Primul burit. Deci a fost un... M-am luat o dată, m-am așteptat. Și din nou s-a auzit un nu în bârâiala asta. Că ăsta așa funcționează el pe bun de radio și nu poți să-ți deslușești prea bine. Nu, clar, uite, și lumea zice. Deci prima dată a fost nu. Dar acum a zis da. Că le schimbă. Tu trebuie să, noi trebuie să fim atenți la primul răspuns. Că ăsta schimbă frecvențele și da, oamenii care fac chestia asta au ajuns la concluzia că spiritele pot influența frecvențele. Și ei, cum ar fi, ei și aleg unul din răspunsurile care ar fi. Băi, a zis nu. Nu de multe ori. Nu de mai multe ori. Da, s-a auzit și un da la final când a schimbat, pentru că l-am folosit prea mult. Automat mai intră și alte frecvențe. Prima dată și mie mi s-a părut că a fost nu. Văd că toată lumea și în chat tot la fel au auzit și ei că au căști. Primul răspuns a fost nu. Mă, de-aia zicea lumea de strănut, că la ton de telefon, că l-am citit în chat cu strănut. Păi da, dar acum îl luai din mașină. N-am fost în partea ailaltă, n-am luat. N-am fost, nu, acum a zis că de strănut, ca ton. De prima oară din strănută. De trei ori a zis nu și ultima dată, da, uite, spune toată lumea în chat, uite, și aici. De trei ori a zis nu, s-a auzit clar, s-a auzit nu clar. Ok, păi atunci nu prea mai are rost deci întrebare. Pentru ultima oară poți să... Aia, dacă m-ai iertat sau nu. Întreabă și... M-ai iertat sau nu? Nu. S-a mișcat chestia aia. Și iar s-a mișcat chestia aia. Nu mai s-a. Băi, s-au auzit nu ăsta clar rău de tot, de tot, de tot, de tot, frate. Hai că nu mai vrea băiatul să stea. Hai de capul meu. Asta m-a spart și pe mine, jur. Că mă întreba cineva de ce nu merg eu la bunici sau la tata sau mai știu eu la ce din familia mea, la morți din familia mea. Pentru că e sensibil rău treaba. Băi, nu ăsta l-ați auzit? Nu e vorba de frică, oameni buni, băi. Nu e vorba de frică, e vorba de cum se simte cineva. Dacă băiatul a întrebat dacă l-a iertat, e clar că el conștientizează că a greșit cu ceva față de bunicul lui. Și normal că te simți nașpa.